Provocările pentru Biserica lui Hristos vin din diferite zone ale societății noastre, însă este nevoie ca ea să se adapteze la aceste schimbări și să poată răspunde indiferent de situație. Pentru aceasta este necesar să ne trăim credința în mod autentic și să o mărturisim, spune profesor dr. Stelian Tofană. În aceste vremuri, creștinii pot răspunde provocărilor doar atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este primordial în viața noastră. Așadar, o biserică încercată, o biserică provocată, o biserică care mai mult ca oricând trebuie acum să conștientizeze faptul că trebuie să facă față provocărilor, interogațiilor societății și să vină de multe ori cu imperative pentru societatea în care trăim. Cu alte cuvinte, nu trăim vremuri ușoare și spun mereu, atunci când sunt întrebat ce ar trebui să facem, două lucruri importante, și anume să trăim autentic credința pe care o avem, credința pe care o mărturisim, deci să o trăim autentic și să o mărturisim în același timp, adică să facem mai multe misiuni decât am făcut până acum, iar pe de altă parte trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru vremurile pe care le trăim și, așa cum se spune în Sfânta Scriptură, trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru a da răspuns celor care ne întreabă, adică celor care ne provoacă credința. O răspunsul pe care trebuie să-l dăm trebuie să fie un răspuns pertinent, un răspuns lipsit de echivoc, un răspuns care să atace frontal, cum se spune, problema la care, sau întrebarea la care trebuie să dăm răspunsul ca atare.